Salutare, salutare, dragi prieteni! Bine v-am găsit la un nou episod. În această seară voi, să zicem, voi face un preparat din, adică un preparat amestec lichid pentru parbriz la mașină. Simplu. Văd că dă roade, nu e greu. Văd că nu îngheață. De exemplu, azi noapte a fost minus 4,5 și văd că nu a înghețat. Da, am aici două sticle de 2 kg. O sticlă de spirit. Spirit sanitar. Deci, spirit sanitar, nu e altceva. Da? Am aici un ibric. Care o să pun apă în sticle, după care o să pun spirit și o să împar spiritul în amândouă sticlele. Da. Imediat desfac sticlele. O să pun înainte spiritul jumate-jumate în fiecare sticlă. Da. Puteți să puneți și mai mult spirit, o sticluță la 2 kg, nu e nicio problemă, nu se întâmplă nimica. Eu o să pui jumate-jumate. Am pus jumate de sticlă de spirit în aceasta de 2 kg, după care o să o pui și în cealaltă. Da. Dacă aveți și ceva lichid acasă, să faceți amestecul cu totul. Adică nu doar spirit, să puneți ceva lichid de spălat parbrizul în afară de spirit, adică ceva să pun lichid sau puțin ferii sau ceva detergent lichid. Adică gen să combinați spiritul cu ceva de spălat parbriz mai bine, eu pui decât spiritul și completez cu apă în amândouă. Da. O să pun apă în fiecare sticlă. Da. Văd că spiritul este văd că e bun la ger, văd că rezistă. Da, eu o să ras mai puțin gen apă atât, cam atât că a fost spirit mai puțin. Normal ar trebui să pun o sticluță din aceasta la 2 litri de apă. Gen am avut două sticluțe, o să pun și mai puțină apă. Nu vreau să-l fac prea slab, adică să-l fac cel să fie mai tare. Le-am făcut la fel acum, da, aproape la fel, da, ok, așa, da,
Asta se duce la gunoi. Nu știu dacă e chiar concentrat. Să mai pun apă, să nu mai pun. O să le umplu cu apă până la urmă. Multă apă nu mai intră. Da. Să pun și în cealaltă. Da, dacă aveți ai pe loc de dărâmă. Dacă aveți două sticluțe din acestea, puneți o sticlă la 2 litri de apă, e foarte bine, nu e mult. Eu am avut decât o sticluță și am pus jumate. Da, le punem dopul. Și începe să le agităm un pic. Decât să amestece spiritul cu apa. Da? Și da, prieteni, cam așa arată lichidul de parbriz la mașină. Simplu de făcut și ușor. O improvizație, adică improvizație la urgență. Pentru că n-am avut timp să mă duc să iau de la magazin și am să-l prepar așa, să-l fac mai simplu acasă. Da. O să revin când o să-l pun la mașină. O să revin. Da, prieteni, a revenit. O să punem lichid de parbriz la un Opel Astra G. O dăm la capotă. Să introducem lichidul. Dăm drumul la capotă. Motor 1.2, 16 valve, benzinar. Nu știu dacă focalizează bine, cam așa arată. Da, aici se află apa de parbriz. Aici avem sticlii. Și o să punem fiecare sticlă în să umple. Sper să se umple. Da, am pus prima sticluță, văd că încă nu s-a umplut. Sper să se umple cu a doua sticlă. A doua sticlă o desfacem. O desfacem. Pune și pe aceasta aici ușor. Normal trebuia o pâlnie. Da, după cum vedeți, cam așa arată culoarea a lichidului de parbriz făcut cu spirit, apă cu spirit. Simplu, foarte simplu, nu e greu. Am mai încercat și văd că dă roade.
Da. Din câte văd, mai mi-a rămas cam atâta în sticlă. Eu o să-i pui dopul și o să-l pun bine. Da. Da, prieteni și următor online, cam atâta cu acest episod în această seară de joi seară, 14 ianuarie 2021. A fost pentru voi Gareș Călin. Eu vă doresc seară frumoasă, multă sănătate și nu uitați să dați acolo un like, un share mai departe să vadă și prietenii voștri ceea ce fac eu dacă vă place, un subscribe, o abonare. Încă o dată vă doresc multă sănătate, la revedere!